A fost ziua porților deschise la grupul școlar de servicii Sfântul Andrei din Ploiești. Instituția și-a făcut cunoscută oferta educațională. Am organizat o serie de activități sub formă de ateliere. Atelier de demonstrație, cum ar fi cel din laboratorul de estetică, din laboratorul de alimentație, sau ateliere care au ca temă creația, sau vizionări de filme, de activități, da, înregistrate pe diferite suporturi. Începând de anul acesta, metodologia se modifică, astfel că la post-liceală se pot înscrie tinerii încă din clasa a noua. Este un prilej numai bun pentru a învăța o meserie. Oferta pentru nivelul 3 avansat de calificare profesională prin școala post-liceală, deci se adresează celor care au absolvit liceul. Și în acest sens avem, sau pot menționa, clasele de stilist, organizator conferințe, congrese, târguri și expoziții, agent de turism, ghid și tehnician nutriționist. Iar pentru școala post-liceală sanitară, pentru că avem și eu astfel de școală, avem clase pentru asistent medical. Elevii unității învață aici tot felul de meserii, de la frizer și manicurist până la asistent medical sau farmaceutic. Cum te-ai orientat către această meserie? Păi de mică mi-a plăcut să fac unghiile, să aranjez, e un hobby. Ți se pare o meserie dificilă, e nevoie de migală, multă răbdare? Dacă îți place, nu este grea. Dacă îți place ceea ce faci, nu e greu deloc. De mică am tot visat să împletești, să fac în diferite moduri și am găsit acest liceu și când l-am văzut imediat a fost prima mea opțiune. Se funcționează lateral, perpendicular pe pulpă. A durut? Nu. Cu altă lamelă, la ceea ce nu mai avem, mai ne trebuie o lamelă. Vom lua câte o picătură de sânge și vom pune în fiecare ser test care le-am pus pe cealaltă lamelă. Timpul de așteptare este între 5 și 15 minute. De asemenea, nu puțin sunt cei care aleg cursuri de bucătar sau care sunt orientați mai degrabă către latura artistică. Deci așa faceți. Și astea le apropiem aici, așa, punem mâna pe cornetul ăsta. Hai, cu mine aici. Uite așa. Stai. Uite așa. Ce culingă. Hai, și fă și tu pe aia. Singură, strânge de-l cornet. Quilling. Eu deocamdată o broscuță. Tehnica aceasta, cât de dificilă? Dacă te obișnuiești, nu e chiar atât de dificil. Adică doar avem nevoie de o ustensilă, ceea ce nu este foarte greu, și model. La final, rezultatul finit poate reprezenta un tablou, un obiect de decor pentru birou? Dacă facem rame, da. Facem rame și apoi le împodobim. Diplomele obținute la finalul anilor de ucenicie sunt recunoscute atât de Ministerul Educației, cât și de Ministerul Muncii. Școala pune la dispoziția elevilor atât cursuri gratuite, cât și contracost.